9. Philip Schobesberger vrea să fenteze portarul, dar se împiedică. 8. Stan Collymore profită de faptul că portarul a făcut o ridicătură în pământ pentru a degaja mingea mai ușor. 7. Eftimios Kulucheris înscrie un gol cu un nivel înalt de ciudățenie. 6. Nu am înțeles prea multe din acest gol, dar știu că Orlando Sa a fost numit marcatorul lui. 7. Pe locul 5, Dean Saunders se folosește de portar pentru a înscrie. 4. Lee Trundle este deja o legendă a penaltiurilor după această bijuterie de gol. Pe locul 3 avem pe cei de la China sub 20 care au dat cel mai spectaculos autogol. 2. Un fan Liverpool a aruncat o minge de plajă pe teren fără să-și dea seama că acea minge s-ar putea să-i creeze probleme portarului. Darren Bent a profitat de asta. 1. Stefan Kisling înscrie un așa zis gol fantomă.